Bună ziua, colegi! Da? Dragi cetățeni, mâine este ultima zi de campanie electorală pentru alegerile locale din 5 noiembrie. Alături de colegii mei, membri și susținători PAS, timp de o lună, am mers în satele și orașele noastre pentru a ne susține primarii și consilierii. Iar cel mai important, am vorbit și am ascultat cetățenii noștri. Peste tot, oamenii ne-au spus că au nevoie de condiții bune de trai, de acces la apă și canalizare, iluminat stradal eficient, grădinițe și școli renovate, de servicii moderne de colectare a deșeurilor, de siguranță pe străzi. În unele sate și orașe am văzut că lucrurile se mișcă deja prin programele Satul European și Satul European Express. Am văzut proiecte realizate despre care localnicii spuneau că nu mai aveau nicio speranță ca să se producă, că au așteptat zeci de ani. Și aici nu vorbim de lux sau mofturi, dar proiecte firești, cum ar fi un drum sau un apeduct. Dar pentru ca aceste programe să continue, avem nevoie de primari cu adevărat europeni, care să atragă astfel de proiecte pentru toate localitățile din țară. Un primar european este acela care se gândește la dezvoltarea și viitorul localității sale. Primarul este legătura directă dintre guvern și cetățean. El este cel care gestionează bugetul local, este cel care aduce proiecte pentru localitățile sale și cel care le implementează eficient. Este foarte important să avem cât mai mulți oameni onești la conducerea primăriilor și consiliilor locale. La alegerile din 5 noiembrie, PAS merge cu 702 candidați la primari, 1158 candidați la funcția de consilier raional și 9312 candidați la consiliile locale. În tot acest timp am văzut candidați PAS determinați, încrezători și gata să pună umărul pentru a dezvolta localitățile lor. Iar cel mai important, toți acești candidați au echipe puternice care au mers seara de seară în zilele libere și au transmis mesajul că alegând un primar PAS, primar european, ne apropiem tot mai mult de aderarea la Uniunea Europeană. Pentru că Uniunea Europeană pornește, de fapt, de la fiecare sat și oraș, prin condițiile de trai pe care le creăm acolo. Aici vreau să mulțumesc și voluntarilor noștri, care au fost mulți, iar în zilele libere au preferat să cutreiere alături de noi toată țara pentru a transmite mesajul european către cetățeni. Mulțumesc Igor, Valentin, Alexandru, doamna Tamara, Raisa, Mariana, Violeta și mulți alții. Fără voi nu am fi reușit să ajungem la casele oamenilor și să le explicăm importanța alegerilor. Alegerilor unor primari cu adevărat europeni, care sunt gata să construiască Europa aici la noi, acasă. Cât despre corectitudinea acestui exercițiu electoral, chiar din prima zi, PAS a pornit o campanie transparentă și corectă, deoarece este crucial ca alegerile locale din 5 noiembrie să fie corecte și libere. Este esențial ca vocea fiecărui cetățean să fie auzită. PAS nu a atacat și nici nu a fost implicat în lupte politice. Noi am mers să vorbim despre angajamentele noastre, că ne dorim o economie puternică, siguranță și ordine în fiecare localitate, infrastructură modernă, sate și orașe europene, familii fericite. Obiectivul nostru este limpede. Ne dorim
ca Moldova să aibă cât mai mulți primari pro-europeni, iar în consiliile raionale să fie echipe de oameni care vor munci pentru calea europeană. Dragi cetățeni, votul din 5 noiembrie este o etapă importantă în a demonstra tuturor că suntem europeni. Haideți să arătăm lumii întregi că satele și orașele noastre vor fi europene. Să votăm echipa PAS, echipa Europa în toate buletinile de vot. Haideți să transformăm împreună Moldova, pornind din fiecare sat și oraș al țării noastre. Acum permiteți-mi să-l invit la tribună pe colegul meu, Lilian Carp, candidat la funcția de primar general al municipiului Chișinău. Lilian, te rog. Bună ziua, stimați cetățeni, dragi locuitori ai municipiului Chișinău, dragi colegi de partid și susținători. Suntem în ultimele zile de campanie electorală. A fost o perioadă plină de evenimente. Am mers la oameni, am vorbit cu ei, am ascultat. În paralel, cei din partidul primăriei, în frunte cu primarul Minciună Ceaban, au stat prin subsoluri și le-au arătat cetățenilor tot felul de grafice rupte de realitate. Fix așa cum a făcut în 2019, drept că atunci nu era rușine cu Dodon și socialiștii săi. Acum, chipurile e pro-european, dar vorbind în fapte, din tot ce a promis, a realizat timp de 4 ani doar 13 proiecte, 13% și niciun proiect major care aduce confort în viața locuitorilor. Acum, dacă luăm programul lui din 2019, o să rămâneți uimit că majoritatea promisiunilor se repetă. S-a schimbat doar culoarea pliantului și cam atât, și nu este de mirare. Atât timp cât nu a făcut aproape nimic din ceea ce se jura sincer că face acum 4 ani, și atunci eu mă întreb, dar ce ați făcut 4 ani la primărie, tovarăș? Acum, în schimb, am fost bombardați cu multe filmări de pe dronă, cu flori pe trotuare, însă Ceaban uită să evite să ne prezinte și filmările cu oamenii care se sufocă în ambutiaje câte o oră și cum părinții își caută un loc în școală, în grădiniță, iar în fiecare zi când ne trezim dimineața trecem prin curțile noastre de blocuri distruse. Și totodată nu vrea să arate despre felul cum oamenii se ciocnesc cu favoritismul la primărie, cu corupția de la primărie, iar când peste noapte oamenii se trezesc cu construcții neautorizate sau cu furnicare în apropiere de cartierele lor, acest lucru tot nu vrea să vadă. Oamenii se întreabă de ce în 4 ani problemele orașului au devenit și mai acute. De ce noi le simțim în fiecare zi? De ce noi ne sufocăm în problemele pe care le-am simțit cu 4 ani, iar acum s-au complicat și mai mult? Atunci, tot ce a făcut în acest mandat a fost doar ceva cosmetic sau, cum se spune în popor, a boit buzele sau a vopsit o casă veche fără ca să repare temelia. Și toate acestea de dragul de a obține voturi. Și ca să înțelegeți cinismul fostului primar, majoritatea proiectelor de fațadă au fost făcute din banii luați în credit de către primărie de la băncile comerciale. Posibil că nu toată lumea știe, pentru că Ceaban a ținut ascuns acest lucru. Dar vă spun eu că până în 2019 primăria nu avea credite la băncile din Moldova. Începând cu 2020, ce s-or fi gândit tovarășii care astăzi deja se prezintă ca domn și doamne? Ca să înțelegeți, primăria a luat 1,77 de miliarde de lei credite de la băncile comerciale. Ce înseamnă acest lucru? Toate aceste frumuseți care, în ghilimele, le vedem noi astăzi, sunt mai scumpe de două ori. Pentru că noi, cetățenii, plătim și creditul, și dobânda, un preț cam mare pentru concerte PR din banii noștri a cetățenilor. Ceea ce vreau să vă spun eu dumneavoastră, astăzi doar pentru dobândă, în anul 2023, noi plătim 100 de milioane de lei. Doar dobânda. Iar începând cu anul viitor, va fi 200 de milioane de lei. Ce înseamnă 200 de milioane de lei? 200 de milioane de lei înseamnă reparația străzii industriale. 200 de milioane de lei înseamnă un proiect enorm de infrastructură. 200 de milioane de lei înseamnă 40-50 de curți reparate. Asta noi vom plăti dobânda pe care primăria partid a luat credit de la băncile comerciale. Să fie clar, Ceaban, pe lângă faptul că și-a făcut partid, ne-a lăsat și o primărie plină în datorii. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că sunt incompetenți. Și pentru că nimeni nu s-a avântat în proiecte majore cu un primar
care nici un partener extern nu are încredere. Nu întâmplător, fostul său șef Dodon, care îl cunoaște foarte bine și caracterul lui, a numit Hameleon. Marele și de fapt micul manager și gospodar care a dus în prag de faliment majoritatea întreprinderilor municipale și ne-a făcut să trăim în credit pentru moftul său de a se plimba cu trotineta pe trotuare și să aibă o priveliște mai frumoasă, de fapt nu este atât de mare cât pare. Deoarece majoritatea întreprinderilor municipale sunt în faliment. Apă Canal, Edilitate, Ex-Drupu și alte întreprinderi care o situație în care niciodată nu a fost primăria municipiul Chișinău. Asta e realitatea pe care ați încercat-o să o le ascundeți oamenilor, nestimat partid primărie, de asta și vă teme să mergeți la ei, nu-i așa? Pentru că o să auziți realitatea care o să vă doară. Și o să vă doară uman și politic. Pe 5 noiembrie, dar mai ales pe 19 noiembrie, nestimați partid primărie în frunte cu Ceban, o să vă duceți în Ruschii Mir, la prietenii voștri. Și aici întrebarea pentru Ivan: unde ai fost la data de 24 februarie 2022, atunci când Rusia a atacat Ucraina? Da? De ce ascunzi acest lucru? De ce presa internațională spune exact unde ai fost? Ai fost la Moscova, ai fost după indicații, ai fost exact, da, să obții acele indicații, ce să faci în Republica Moldova? Știai la sigur ce va începe aici, în apropiere de Republica Moldova. Și să ne fie clar, Mancurtul face parte din planul Moscovii de a stopa parcursul european al Republicii Moldova. Dragi locuitori ai Chișinăului, în această campanie am fost singuri care am venit cu un program cu soluții pentru probleme majore pe care le are municipiul Chișinău. Curțile de bloc distruse, ambuteiaje kilometrice, infrastructură depășită, dezvoltare haotică și construcții ilegale, economie locală pe genunchi și un sistem de educație care a fost luat static de către partidul primărie. Noi singuri am vorbit despre soluțiile cum să rezolvăm aceste probleme. Nimeni, dacă nu zic nimeni și niciodată nu a atentat la demnitatea pedagogilor. Voi ați fost cei care primii v-ați permis, doar că ați uitat că noi suntem Republica Moldova și nu în Federația Rusă, în care ați folosit pedagogii în interesele voastre electorale. Aici demnitatea mereu o să învingă, pentru că pe frică nu puteți construi nimic, tovarăși și tovarășe. Acestea sunt problemele pe care le-am discutat cu oamenii. Acestea sunt problemele pe care oamenii așteaptă să le soluționăm. Și noi asta vom face. Lupta aceasta nu este între mine și Ceban. Lupta aceasta este între normalitate și minciună, între viziunile Partidului Acțiunii și Solidaritate și viziunea Partidului Primărie, dacă ea există, că eu nu am văzut-o și nici oamenii nu au văzut-o. Este o luptă între noi, care credem în valorile europene, democrație, stat de drept, integritate și confortul în orașul în care noi locuim. Și ei, cei care schimbă părerile așa cum este convenabil. Ba, sunt împotriva integrării europene și pe urmă brusc devin pro-europeni. Ba, sunt apolitici și brusc își construiesc din primărie partid. Astăzi vă îndemn să vă amintiți de motivele pe care am ales calea europeană și să vă amintiți de cei care erau împotriva acestei alegeri. Mai țineți minte, tovarășe Ceban, mitingurile pe care le făceați la Bruxelles, urlând împotriva semnării acordului de asociere? Dar despre referendumul de Găgăuzea, tovarășe, ce părere mai aveți? Ești firesc evoluția primarului Miciună, acum e pro-european. Că așa e mai convenabil, pentru că el, sau curatorul lui, mai bine zis, dar ce va fi cu Chișinăul mai departe? Vă asigur că Ceban nu știe, pentru că așa este atunci când trăiești după indicații. Vă spun eu ce zic cu oamenii și cei care votează echipa PAS. Și cei care știu exact că noi suntem cei care putem schimba lucrurile aici în Chișinău. Pentru că un primar mincinos care face politică și utilizează primăria ca o anticameră pentru prezidențiale, pentru parlamentare, nu merită votul oamenilor care vor confort în oraș și suburbii. Oamenii vor liniște, confort, condiții normale și soluționarea problemelor majore. Vor un primar care să muncească pentru confortul lor, nu politică și scandal la televizor. Și singura care poate face acest lucru este echipa PAS. Și le sunt recunoscător colegilor mei care au muncit și s-au dedicat oamenilor din Chișinău. Împreună noi putem face diferență. Stimați locuitori ai Chișinăului, nu vă lăsați manipulați. Credeți în voi, în ideile pe care noi toți
le avem împreună, credeți în oameni. Să rămânem încrezători și să privim cu încredere spre obiectivul nostru comun. Să întoarcem primăria și Consiliul Municipal oamenilor. Să-l scoatem din minciună și corupție, din indiferență și favoritism. Împreună putem aduce dreptate oamenilor, am demonstrat acest lucru în toate alegerile de până acum. Repet ce v-am spus de atâtea ori în această campanie. Discutați cu oamenii despre proiectul nostru pentru Chișinău. Invitați-vă prietenii și familia să se alăture eforturilor noastre. Cu cât suntem mai numeroși, cu atât putem transmite mesajul nostru la mai mulți alegători. Pe 5 noiembrie, împreună cu familia și prietenii, mergeți la vot. Votați echipa PAS în toate buletinele de vot și Lilian Carp, primar general de Chișinău. În turul 2 vom întoarce primăria și Consiliul Municipal oamenilor așa cum trebuie să fie. Împreună vom reuși. Doamne ajută pentru Chișinău! Bravo! Mulțumim frumos! Toată lumea mergem la vot. Este nu doar un exercițiu prin care ne alegem doar primarii și consilierii locali și municipali, este un test și încă o dovadă în plus pentru mișcarea noastră spre integrarea europeană. Pe cei pe 5 noiembrie vă așteptăm pe toți la vot. Doamne ajută și într-un ceas bun! Vă mulțumim! Mulțumim.